Stimate domnule primar, domnule viceprimar, domnule lector Universitat Nicuruș, domnule Dorel Borbodean, președintele Comisiei 5, și dragi colegi, onorată presă, bine ați venit la această gală a excelenței în educație. Pentru că aceasta este o gală a excelenței în educație. Pentru a putea realiza această întâlnire a noastră, a fost nevoie de o echipă. Ca întotdeauna, noi, profesorii, știm ce înseamnă să muncești în echipă. Ai clasa și tu, ca profesor, faci cu ea o echipă. La fel, am avut și noi aici o echipă. Era vorba de a realiza un adevărat concert, dar nu cel din muzică de Bach, al Hortensiei Papadat Bengescu, pentru că acela era un concert amânat. După cum vedeți, noi totuși ne-am întâlnit mai târziu, dar ne-am întâlnit. În orice echipă există un dirijor, înțelegător, cu foarte multă răbdare și cu tact. Noi l-am găsit. L-am găsit în figura domnului primar, Tudor Ștefănie, și îi mulțumesc din suflet și merită aplauzele noastre pentru invitație. De ce spun lucrul acesta? Fiindcă din martie m-a suportat și ne-a suportat, e vorba de Comisia 5, care a demarat acest proiect și a avut răbdarea, tactul, de a spune, e bine, merge mai departe. E, lucrul acesta contează foarte mult. După ce s-a pornit proiectul în sine, a fost nevoie de materializarea lui. Iar Radu Brișan, managerul primăriei și un jurist de valoare, știu că a fost elev al colegiului Mihai Viteazu, un om deosebit, a reușit să găsească spiritul legii pentru ca acest regulament să poată să fie implementat. Deci merită, chiar dacă nu este în sală, merită aplauzele noastre pentru implicarea lui. L-am vorbit pe doamna Dana Adace, doamna director, care la fel m-a suportat și ne-a suportat pentru a putea să găsească și... Mulțumesc mult, doamna consilier. Vă spun și eu bună ziua și mulțumesc foarte mult conducerilor, școlilor, dumneavoastră tuturor care sunteți prezenți aici și cei care sunt prezenți pentru ceea ce a însemnat pentru Turda și ceea ce înseamnă sistemul de învățământ pentru municipiul Turda. Rezultatele confirmă faptul că în învățământul turdean există o categorie de oameni înscrisă în performanță, care reușesc ca de an să ne aducă între primele localități din țară ca și rezultate profesionale și că rezultatele dumneavoastră, până la urmă, înseamnă și imaginea acestei localități, iar ceea ce pregătiți dumneavoastră copii, elevi mai mici sau mai mari, înseamnă un viitor pentru această localitate. Eu cred că va trebui cu toții să facem ceva, în sensul de a rămâne aici acasă toți acești copii performați și de a face și ei ceva pentru Turda, iată așa se schimbă generațiile și această comunitate reușește să trăiască an de an și în timp, astfel încât să devenim una din localitățile performante și în acest domeniu și cu care să ne lăudăm de fiecare dată, pentru că merită. Sigur că astăzi discutăm despre un exemplu de apreciere pe care noi am putut să o realizăm în domeniul Consiliului Local, care dorim să devină și o tradiție. Pentru că este firesc să devină o tradiție, aprecierea nu numai a cadrelor didactice performante, probabil că va trebui să ne extindem și la nivelul elevilor, ceea ce anul acesta n-am făcut, pentru că până la urmă rezultatul muncii dumneavoastră sunt elevii și performanțe de lucru. S-a reușit cu anumit
un anumit mod de cuantificare a rezultatelor și de apreciere, iar și avea rugămintea să nu criticăm această soluție pe care noi avem astăzi în fața dumneavoastră, iar poate fi îmbunătățită an de an, și să lăudăm cel puțin inițiativa de a aprecia și categoria aceasta de oameni performanți de la nivelul municipiului Turda, în simbolul și în cuantumul legislației pe care o avem la dispoziție. Pe parcursul anilor am derulat foarte multe proiecte împreună. Sunt și lucruri bune, sunt și lucruri mai puțin bune. Avem probleme în continuare de rezolvat, atât în ce privește infrastructura școlară, dar și în ce privește îmbunătățirea calității sistemului de învățământ. Avem foarte multe invitații față de dumneavoastră. Eu vreau cu această ocazie să vă și mulțumim pentru înțelegerea pe care ați avut-o, pentru că ne știm și ne performanțele noastre pentru rezultatele care au parcurs acești ani. Știm și greutățile prin care ne-am desfășurat activitatea. Nu încercăm să justificăm, încercăm să fim mai buni în anii care vin și să vă ajutăm cât mai mult să obțineți aceste performanțe. Ca și proveniență dintr-o familie de profesori, cam știu despre ce este vorba și de aceea îmi permit să vă mulțumesc în numele meu și a tuturor colegilor mei pentru ceea ce faceți și ceea ce reușiți. Satisfacțiile și la noi sunt foarte mari atunci când reușim ceva profesional. Sigur că la dumneavoastră satisfacțiile cele mai mari sunt atunci când elevii devin performanța muncii dumneavoastră. Deci s-a reușit o anumită metodologie de lucru. Astăzi o să fie decernate și niște diplome care să justifice, de fapt, dorința noastră de a începe o tradiție de apreciere a dumneavoastră celor care lucrați în sistemul de învățământ. Doamna Arion m-a îmbrăcat foarte frumos astăzi, îi mulțumesc foarte mult, e cu un grad de sinceritate maximă. Sigur că îi mulțumesc pentru că e și o perioadă de decembrie și acum cu toții trebuie să fim buni, să ne gândim numai la lucruri bune și la fapte bune pe care trebuie să le urmăm după perioada de sărbători de iarnă. Mulțumindu-vă încă o dată pentru înțelegerea pe care ați dat dovadă față de noi administrația publică locală, felicitându-vă pentru rezultatele pe care le-ați reușit în toate unitățile școlare și cu această ocazie felicit pe toți cei care reprezintă unitatea școlară, în nume de cei care sunteți astăzi cu aceste performanțe lăudabile, dorindu-vă în anul care vine, pe lângă sărbătorile Crăciunului care se va ducă liniște, pace și bucurie sufletească, un an mai bun, un an cu sănătate, cu rezultate profesionale foarte bune, dar în același timp un an cu liniște și pace sufletească în familie, un an care să vă aducă și rezultate care să mulțumească nu numai pe cei din jurul dumneavoastră, dar și pe dumneavoastră personal. La mulți ani, sărbători fericite și multe felicitări și întreaga noastră recunoștință pentru tot ceea ce ați făcut în sistemul de învățământ turdean. Felicit pe această ocazie Consiliul Local, consilierii locali care au participat la această acțiune. Le mulțumesc pentru buna colaborare care am avut-o cu dânsii în calitate de consilier local și le doresc mult succes în continuare în tot ceea ce fac și dumneavoastră la fel, iar la anul care vine, lucruri mai bune despre sistemul de învățământ și despre aprecierea pe care comportăm. Doamne ajută, felicitări! Cu respect mă adresez dumneavoastră și cu cele mai frumoase amintiri ale copilăriei. Școala este locul unde ai dreptul să visezi, să speri și să te realizezi făcând din viață o poezie. Un vechi proverb românesc spunea: omul te trăiește în față. Astăzi, în fața dumneavoastră, simt o emoție puternică pentru că vă pot adresa un sincer mulțumesc. Mulțumesc dascălilor cu experiență care cu priceperea lor a reușit să sădească în noi copacul cunoașterii care a dat în timp ramă și roată. De asemenea, mulțumesc și tinerilor profesori care cu vorbă bună, cu un zâmbet larg, a reușit să-și dăruiască înțelepciunea dând societății valorile de mâine. Cu toții consumăm în aceste momente emoții și bucurii. Domnilor profesori, ne-ați deschis apetitul și dorința cunoașterii
și pentru aceasta meritați tot respectul nostru. Ne-ați învățat curajul, măsura, de asemenea ne-ați spus pilde despre dreptate și despre onoare, dar cel mai important, ne-ați învățat să ne iubim semenii. De la dumneavoastră am învățat să nu mă ating niciodată de lecția lașității. Văd în sală, în primul rând, pe doamna mea învățătoare, doamna Anca Nichin, față de care am un respect deosebit. Ea este cea care mie mi-a pus pilonul în mână, m-a învățat să scriu, m-a învățat să leg propozițiile și s-a ocazia astăzi să vorbesc în fața dumneavoastră. Tuturor vreau să vă spun că reprezentați în mintea și în sufletul meu un loc de cinste. M-ați învățat să devin dintr-un nume în catalog, un nume pentru viață. Mă înclin în fața dumneavoastră, urându-vă multă sănătate, viață lungă și sărbători fericite. Mulțumesc! De aceea, investiția în școală este cea mai bună investiție pe care o poate face unul în viață. Există acel proverb chinez care ne învață că dacă vrei să culegi roadele timp de un an, trebuie să semeni sămânță de greu. Dacă vrei să culegi roadele 10 ani, trebuie să plantezi o livadă. Iar dacă vrei să culegi toată viața, trebuie să investești în educație. Educația și statutul daselor, din păcate, în ziua de astăzi, este destul de discutabil. Doamna profesor Arion este reprezentanta dumneavoastră Consiliul Local, s-a zbătut enorm de mult, cât o naștere, 9 luni de zile, să aducă acest proiect în fața Consiliului Local, pentru că atunci când inițiezi un proiect, trebuie să ai două aspecte în vedere, sursa legală, și asta exista, și sursa financiară. Acest ajutor simbolic pe care îl oferă astăzi Consiliul Local și Primăria este un fel de a recunoaște statutul pe care dumneavoastră îl aveți. Pentru că noi nu formăm neapărat cariere, noi formăm caractere. Caragiale mergea odată pe stradă cu cartea lui și cu pălăria lui folosită și un boier coborând din caraj și a spus: „Măi, Caragiale, tu cu școala ta mor de foame, probabil că atâta haine pe tine cât în dulapă.” Iar Caragiale i-a răspuns: „Eu nu port haine care valorează mai mult decât mine.” Mătoare și candidatic, mătoare ce se întâmplă, pentru că noi bărbații, ca bărbații de altă, există eleve și studente mai îmbrăcate sau, iertați în comparația, mai dezbrăcate decât profesoarele. Există părinți care îi învață de mici cu autoturisme, cu tehnologie modernă și acest fapt mă îngrijorează. Educația se face prin suferință, prin frustrări, prin a prețui acel ban, prin a prețui ceea ce înseamnă cartea. Totuși, mă salvează rezultatele. Am fost mândru când, în calitate de secretar al Comisiei de Admitere la Facultatea de Drept, am constatat că prima, după medie, era o elevă a Colegiului Național Mihai Viteazu din Turda. Asta m-a făcut mândru și mă face mândru în continuare de învățământul turdean, care, indiferent de condițiile în care își desfășoară activitatea, se ridică la nivel național și este un privilegiu și pentru mine de a mulțumi acestui triumvirat. Cadru didactic, părinte, elev, toți au contribuit, pentru că noi, educând copiii de azi, vor fi adulții de mâine, dumneavoastră v-ați sacrificat din timpul dumneavoastră și al familiei pentru a educa pe acești copii și de aceea meritați toată aprecierea noastră și o acțiune care ar fi trebuit să fie normală se întâmplă în sfârșit astăzi și sper să fie penalizată. Mulțumesc, doamne profesor Arion, că m-a invitat la un asemenea eveniment. Știu din culisele laboratorului acest proiect de hotărâre. A fost proiectul mandatului dânsei, a fost proiectul la care a visat întotdeauna și astăzi se întâmplă. Nimeni nu poate reprezenta interesele mai bine decât cei care mănâncă această pâine a dascălui. Vă urez tuturor sărbători fericite, anul fericit și rezultate cel puțin la fel de bune cum ați realizat până acum. Sărbători fericite! Să spun după
tanti vorbitori miei, da, sunt sigur de un lucru, că în ultimii ani am constatat că rezultatele sunt mult mai bune decât anii anteriori, rezultatele, indiferent că e vorba de bacalaureat, olimpiade sau alte concursuri, le-am constatat personal, chiar și în școala unde activez ca reprezentant al Consiliului de Administrație. Ce poate fi mai frumos decât faptul că lumea începe să conștientizeze că pregătirea bună înseamnă și un viitor asigurat? Ce poate fi mai de folos decât o țară întreagă să știe că la Turda se face școală și se face școală de calitate? Nu pot decât să vă felicit pentru munca depusă, indiferent că e vorba de carte de liberație, de elevi, de părinți, pentru că numai tripleta asta poate să ajute la realizările care probabil le-ați propus și dumneavoastră și cei din familie. N-am decât să vă mulțumesc, să vă urez un an mai bun, putere de muncă și să vă dea Dumnezeu sănătate, să puteți realiza obiectivele pe care le-ați propus. Vă mulțumesc! Încep cu Vomir Vicenția. Pentru experiența didactică valoroasă, aplicată cu tact, optimism și hotărâre, în promovarea adevăratelor valori spirituale ale cadrelor didactice din școala gimnazială Teodor Mureșanu. Doamna director, aveți aprecierea noastră. Se acordă doamnei director Morar Olga Elena pentru experiența didactică valoroasă aplicată cu tact, optimism și sărbătoresc mai multe evenimente
Dar înainte de aceasta, de a spune despre ce este vorba, mulțumesc acestei comisii 5, Comisia de Învățământ și Cultură, pentru că s-au străduit și au luat această hotărâre și vedeți că este pentru prima dată când ne aflăm în fața dumneavoastră și suntem apreciați pentru munca depusă de-a lungul anului. Dar de-a lungul anilor vom afla din statistici, dacă suntem interesați. Ce pot să spun că această școală, de-a lungul anilor, a reprezentat orașul la foarte multe concursuri în perioada când a fost grup școlar de arte și meserii și s-au obținut premii, mențiuni la națională pe toate profilele care au fost pe parcursul acestei existențe ale școlii respective. La mecanică, la construcții, da? La turism, mai nou, la alimentație și n-aș fi în fața dumneavoastră dacă aceste colege, anul acesta, n-ar fi avut aceste rezultate remarcabile la nivel național. Este vorba de cele trei colege pe profilul turism și alimentație. Paș Daniela, Nemeti Marinela, Fruzărean. Ce le mulțumesc! Împlinesc 35 de ani de carieră. Împlinesc 18 ani, deci majoratul, în funcție de conducere. 8 ani director și 10 ani ca director. Ieri am împlinit 59 de ani. De aceea, această diplomă, da, o primesc cu plăcere și mulțumesc celor care s-au gândit la noi, dar aș vrea să spun, pentru că toți așteaptă de la mine ceva să spun, pentru că n-am zis absolut nimic, dar și mie nu să spun prea multe despre ceea ce s-a decis, numai atâta am de spus celor care sunt afectați de această decizie. Este nu o durere, e o neliniște, care sunt convinsă că până la urmă se va finaliza cu bine. Și să nu uite că în viață sunt dureri care nu se vindecă. Se acordă diploma de excelență domnului